Salutare prieteni, eu sunt Bodi și bine v-am regăsit la un nou episod de Clash Royale. După cum prea bine știți seria noastră de luni, astăzi din nou o avem un nou episod. Avem astăzi în shop aceste cărți, Mirror, Knight, Rage, P.K., Minerul și Inferno Dragonul. Le-am aranjat eu foarte frumos aici, toate cărțile din shop, pe lângă toate astea am mai pus Zepul și Minion Horde. Cam la toate decurile pe care le-am făcut din shop, am mai adăugat eu cărți de Aether, dacă ați văzut seriile, episoadele anterioare. Mereu a fost nevoie să mai adaug ceva de Aether și Zep sau alt spell, cum ar fi The Log sau orice altă carte ca și spell. Bun, am făcut și un grand la 6 win-uri, îl deschidem chiar acum, înainte de a începe să jucăm cu aceste cărți din shop. La Classic Challenge de data asta, pentru că nu aș vrea să dau 100 de gemuri pentru un challenge în care nu știu sigur dacă o să câștig cu cărțile astea. Și da, bun, dar acestea fiind spuse, haideți să încercăm noi totuși să câștigăm. Bun, o să lăsăm Baby Dragon-ul ăla să se targheze și apoi o să-l luăm cu Minion Horde. O să punem și noi un miner care de preferat era să reziste Minion Horde-ul meu și să ajungă acolo cu minerul. Și se pare că și el s-a cam panicat un pic și a pus Fire Spirit. O să le las să intre în turn. Știu că o să-mi iau o grămadă de damage, dar le las pentru că vreau să fac un atac mai mare din spate. Ok, hai să ne și apărăm dacă tot o să facem un atac cu P.K. O să scoatem minerul. Bun. O să pun și eu Inferno Dragon-ul și probabil o să folosesc Rage-ul de data asta. Să vedem exact ce o să se întâmple pe un P.K. cu Inferno Dragon cu Rage. P.K. ar trebui să ajungă destul de repede și să lase minionii în spate, dar nu se întâmplă asta pentru că are Skeleton Army. Ok, am înțeles. Bun. Probabil ar fi trebuit să pun ceva acolo. Hai de data asta să pun, pentru că mi-aș lua destul de mult damage. Și hai să încercăm din nou atacul pe care aș fi vrut eu să-l fac pentru prima dată, și anume Miner și cu Minion Horde. Oare va rezista cel puțin 2 minioni? Vor rezista 2 minioni? Ar fi genial dacă mi-ar rezista 2 minioni, pentru că e suficient să iau un turn, dar nu au rezistat nici ăștia. Ok. Bun, hai că am pus și ceva damage de data asta, cel puțin. Probleme acolo la goblin. Ok, o să-mi ia turnul. Da, o să-l ia. Bun. Aș folosi un mare rage, dar cu siguranță o să pună din nou Skeleton Army. Așa că hai să mă apăr aici. Punem un miner și totuși hai să dăm și un rage. Să dăm și pe miner, dar dăm și pe acel P.K. Punem un zep aici. Zep și aici, pentru că avem mirror și prindem foarte bine zepul acolo. P.K. dă pe turn. Parcă râdeai de mine, domnule. Ok. Știu, am un deck foarte ciudat. Am un deck foarte, foarte ciudat și probabil nu se aștepta să am double zep acolo. Bun. O să pun un miner. O să pun și un rage pe totul. Și o să mai pun și un knight la el în bază. O să dau aici un zep. Și probabil ar trebui să mai dăm încă un zep, pentru că avem double zep acolo. Avem, cred că P.K. pe turn. Cred că avem P.K. pe turn, da, cu siguranță. Și tipul ăsta râdea de mine. Acum îmi dă wow. Ok, îmi plac decurile de duminică, challenge-ul ăsta cu decurile de duminică e interesant rău de tot. Îmi bagă tot felul de cărți ciudate cu care să ne jucăm și e genial. Dacă vă place și vouă seria, nu uitați să lăsați un like și un comentariu, dacă mai vreți să mai facem și alte serii cu decuri ciudate, poate. Ok, o să primim racket acolo pe knight. Nici nu știu cu ce să atac. Să mai pun încă un knight, double knight. Și aș mai fi pus eu hardă. Deși mai bine hai să ne apărăm. First of all, hai să ne apărăm. O să punem Inferno Dragon, o să punem și un P.K. contra P.K. P.K. contra P.K. cu toate că eu primesc primul hit de la P.K. lui.
Și să dăm un rage. Nu știu în ce măsură e atât de bun rage-ul ăsta. Dăm un zap. Dacă prinde pe ca un hit, a prins un hit. Asta mă interesează cel mai mult. Nu mai mă interesează nimic altceva. Am prins un hit de pe ca, sunt cel mai mulțumit. Hai să ne apărăm acum. Să vedem dacă Knight-ul ăla va rezista sau va mai fi nevoie să mai punem ceva. Ar fi trebuit să mai punem ceva. Probabil ar fi trebuit să pun minerul la jumătate la mine în bază, pentru că mi-am primit destul de mult damage. Dar da, bun, sper să nu aibă Fire Spirite sau ceva Arrow. Cu siguranță am văzut că are Rocket și are și Arrow, evident. Bun, dar nu-i nimic. Așa cum l-am surprins pe tipul trecut, așa o să surprindem și pe, și pe ăsta cu ceva combinații ciudate de cărți pe care o să le facem noi să atacăm. Așa că o să punem noi un P.K. în partea stângă. Fiți atenți, punem un P.K. în partea stângă. Îl lăsăm. Și tare mult aș vrea să mai pun încă un P.K. pentru că avem Mirror. Să facem o nebunie. Vreau să facem o nebunie. Și probabil o să o facem tot pe această parte, pentru că are și el un P.K. Sau nu, hai să facem o chestie chiar nebună de tot. Hai să facem chiar o chestie foarte savage. Dăm aici un zap. Punem aici o hoardă, fiți atenți, fiți atenți. Fiți atenți că facem mare nebunie. Dacă e să pierdem, pierdem, dar totuși ar trebui să... Ok. Ok, tipul ăsta râde de mine acum. Poate pentru mișcările pe care le-am făcut. Deși, m-am descurcat bine în defense, pot spune. M-am descurcat destul de bine în defense. Ok, hai să punem PK. Bun. Nu prea mai am cu ce să mă apăr și ar trebui să mă apăr în momentele astea. Ar trebui să mă apăr. Am uitat care e rachetă. Am și uitat care e rachetă, sincer. Jesus. Jesus Christ. M-a bătut Iisus. Ok. M-a bătut Iisus. Era clar că o să mă bată, nu? Ar fi trebuit să mă bată. Bun. Hai să vedem meciul ăsta. Mai încercăm încă o dată acea schemă unde o să pun un P.K. și o să pun cel de-al doilea P.K. Surpriză. Știi ce? Știi ce? O să-i fac o mare surpriză. O să-i pun double P.K. pe partea stângă. Sau aș putea să pun un P.K. aici, un P.K. acolo și să vedem cu ce să se, unde vrea să se apere, pentru că o să aibă nevoie de foarte mult noroc. Și o să pun rage în funcție de... ok, se apără în stânga. Se apără în stânga, înseamnă că o să dăm rage în dreapta. Perfect. Ăla e. Bun. Punem Inferno Dragon. Hai să-i și distragem puțin PK-ul. Oh, o să avem o mică problemă pentru că Flying Machine... Momentul ăla în care vrei să te aperi, ești foarte concentrat să te aperi și nici măcar nu observi că câștigi. Gen, what the fuck? Am zis, what? What's happening? Hai să mai jucăm noi încă un meci cu deck-ul ăsta. Nici n-am observat. Gen, doar după ce s-a terminat meciul complet, am observat că am câștigat. Ce dat. Și da, e super ciudat deck-ul. Sincer, e super ciudat deck-ul. Yuji! Jucăm cu Yuji. Ok, avem P.K. mic. O să se lupte cu P.K. mare, evident. P.K. mic versus P.K. mare. Hai să vedem cine o să câștige. Bun. Ce mai avem acolo? Magic Archer? Ok. Avem Magic Archer. Și avem și... ăla... am și uitat cum se numește cartea asta. Am și uitat cum se numește cartea asta. Da, gen tipul ăsta cu, joacă cu un deck super ciudat. Tipul ăsta joacă cu un deck super ciudat. Probabil joacă cu deck-ul lui din shop. Probabil are challenge de făcut. Bun. I-am dat și eu în stânga.
puțin damage acolo cu un Knight de la uitat el acolo, n-a făcut nimic pentru el. Din nou același atac pe care l-a făcut și în prima fază, a pus mini P.E.K.K.A. Hai să vedem ce mai pune, Flying Machine ar trebui. A? Am mirosit un pic de elixir acolo, o secundă. Nu cred că aia e problema, ok. Bun. Oh, o să avem double P.E.K.K.A. O să avem double P.E.K.K.A. pentru partea dreaptă. Să vedem dacă o să-l surprindă chestia asta. N-ar trebui, sau? Îți dăm acolo Zap. Minerul ăla în stânga acolo dă de zor în turn, pentru că turnul este targat pe... Pe P.E.K.K.A. era targat și nu pe miner. Hai să punem un P.E.K.K.A. mare aici, pentru că e destul de strong. Ok. Și cred că ne-a cam bătut cu logul ăla. Ah, ba nu. Ba nu. Hai să dăm double P.E.K.K.A. rage și să dăm un zap aici pe goblini. Bun. Eu tot încerc, sunt puțin try hard. Deși nu cred că o să reușesc să câștig meciul ăsta, pentru că dacă mai dă un singur log, am pierdut. Să vedem când îl va da. Ah, ok, va da un zap. Ok. Zap-ul și ăsta este meciul. Da, oricum nu prea aveam cum să câștig, era foarte greu. Având în vedere că am făcut destul de multe greșeli și am făcut combinații ciudate cu care am atacat. Dar da, cam ăsta este episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like. Dacă nu te-ai abonat la canal, să te abonezi la canal. Eu am fost Body. Și până data viitoare ne vedem în arenă. Pa, pa!